speranței, Gini. Tu ești Mystery Man? Alcoolul este interzis în Emiratele Arabe Unite. Femeile, în general, trebuie să fie atente. Da, poți fi arestat pentru asta. Sunt vinovați și organizatorii, nu noi, că am lăsat pe ultima zi. Bună dimineața tuturor! Salutare, dragilor! Ultima noastră zi în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Avem mai bine de o lună și jumătate de când am obosit aici. Și tot tranzităm Dubaiul, plecăm, venim. E un fel de baza noastră. Dar astăzi plecăm către următoarea destinație, unde vom sta preț de câteva zile, încă nu dezvăluim. O să fie o surpriză uriașă și pentru voi. Nu se așteaptă nimeni, clar. O să ne luăm doza de Dubai necesară pentru următoarele luni de călătorie. O să vizităm câteva puncte cheie și o să împărtășim cu voi câteva aspecte de care e bine să țineți cont atunci când veniți în vacanță. Ce să faci, dar mai ales ce să nu faci în Dubai. Ce lucruri sunt interzise. Astăzi e o zi perfectă de vară, foarte călduroasă, însorită. Diminețile trecute, să știi că a fost ceață, nu prea ne-am bucurat așa de soare. Eu m-am trezit mai devreme și era ceață, dar astăzi chiar e o zi fantastică și uite că vara și a rămas bun de la noi într-un mod cât se poate de frumos și Dubaiul. Vara din Dubai. Care vară? Ce verișoară ai tu? Vara de gradul 2. E octombrie, sus de octombrie, nu știu ce vară. Păi da, Dubaiul e o vară continuă. M-am prins mai greu. Bună dimineața! Am uitat să precizez un lucru și anume că noi ne-am mutat din Dubai Marina în zona parcurilor de distracții, cred că undeva la vreo 30 de minute, 40 de minute, depinde de trafic, de centrul orașului, suntem destul de departe. Hotelul se numește Rove at the Park, dacă nu mă înșel. Am plătit $100 pe noapte și mare atenție, dacă planificați o vacanță în Dubai, rezervați-vă din timp cazările, intrările la anumite obiective, pentru că prețurile au crescut destul de mult și nu prea să mai găsesc locuri. S-au triplat pe alocuri, așa este, dar noi cu greu am găsit un hotel care să se încadreze în buget și cu toate astea l-a depășit, adică $100 pe noapte fără mic dejun la 30-40 de minute distanță de principalele obiective turistice e foarte mult. Așadar, mare grijă. Este și Expo 2020, mai este un summit din câte am văzut. Sezonul a început, e temperatura perfectă și atunci sunt multe motive care justifică creșterea prețurilor, dar și capacitatea redusă a hotelului. Și ne-am teleportat în mall, în Batuta Mall, așa se numește. E un mall tematic mai degrabă, cu mai multe pavilioane. India, China, Persia, Egipt, Tunisia și încă o țară, dar o lume întreagă într-un mall. Oricum e foarte frumos, colorat și diferit. Aș spune că e unul dintre preferatele mele, da, e o corabie aici. Bine, mie îmi place foarte mult Mall of the Emirates, dar acesta este pe locul 2. Pentru că este un mall tematic și atunci este cuceritor. Cred că suntem în pavilionul Chinei, dacă nu mă înșel, după culori îmi dau seama. Foarte frumos. Și o să mâncăm la unul dintre aceste restaurante, dar până una alta căutăm să cumpărăm un accesoriu pentru camera foto și apoi mergem să mâncăm. Acum intrăm în pavilionul Indiei. Foarte interesant. E un Expo 2020 la un nivel foarte, foarte mic, dar sunt 500 de magazine în acest mall, așadar nu e chiar mic, deși pare din exterior. Și prețurile mi se par mai accesibile față de alte mall-uri. Uite-l și pe Charlie Chaplin. Da, l-am găsit și pe Charlie Chaplin. Și priviți cerul din mijlocul mall-ului. Privește cerul. Hashtag. Ioana a avut parte de o revelație plimbându-ne prin mall și anume că... Nu mai știu. Vrei în India. Vreau în India, asta e. Nu doar mâncarea e bună, dar îi plac oamenii, cum sunt îmbrăcați, cultura. Să nu mă înțelegeți greșit, eu am avut parte de mai multe revelații și nu știam la care dintre ele. Da, aici o să mergem să mâncăm noi, nu aici la chinezesc, la tailandez, la Barbecue Delights. Am fost ieri și am mâncat foarte bine și n-am filmat, așadar am revenit cu ocazia asta... 2 în 1, filmăm și mâncăm. Da.
Am ajuns la restaurant, ne-am pus la masă și cam acesta este meniul. Prețurile pleacă de la 30 de dirham și ajung până la 70-80, depinde de porția alea. A venit mâncarea și priviți cum arată masa noastră, cât de bogată e, deși avem doar două feluri de mâncare și roti, zic roti naan, dar e naan cu usturoi. Usturoi, garlic naan, adică naan cu usturoi. Acesta este delicios. Ieri ne-am luat și cu brânză, dar a fost prea mult. Acesta este chicken butter, o specialitate indiană. Și da, cred că mâncarea indiană este una dintre preferatele mele, iar asta e porția lui Ion, ceva cu vită. Oricum se amestecă cu orez. Aici avem coriandru, cred că e ardei iute, lime și asta nu știu ce e. A, cred că e ginger, ghimbir. Foarte bun, dar arată senzațional mâncarea. Abia aștept să merg în India, nu știu cum stați voi. Abia aștept să se deschide, să se încheie această pandemie și să putem călători liber. Chicken butter, adică pui cu unt, nu pui cu smântână. Foarte bun e. E destul de picant și are gustul acesta specific al condimentelor indiene. Foarte, foarte pronunțat, că mișcă la limbă destul de mult. Dar e senzațională combinația, doamne. Ce bun e sosul ăsta, nu vă imaginați, și e semi-picant. Pentru mine e de ajuns. Mâncarea este delicioasă, abia aștept să vedem nota de plată, că aici va fi surpriza, cred. Dar și vita e senzațională. A sosit nota de plată, surpriză, surpriză, 149 de dirham. Un ultim răsfăț de aici, din Dubai, pentru că, în mod sigur, în următoarele destinații nu o să ne mai întâlnim noi cu mâncarea indiană turcească. Că tu, Ion, n-ai mâncat, sigur, mâncarea indiană, că îi vine în mâncă vită. Dar a fost delicioasă, porțile uriașe, 148 de dirham, adică 170 de lei. Ion râde din spatele camerei că nu ne așteptam să fie chiar atât de mult, dar e ok. Suntem turiști veritabili. Gata, hai să trecem la treburi serioase, ne vedem de pe drum. Am ajuns la prima destinație, Medina Jumeirah. Este unul dintre locurile noastre preferate din Dubai. O piață arabă reprodusă. Și da, acesta este unul dintre locurile ce nu trebuie ratate atunci când veniți în Dubai. O să încercăm în vlogul de astăzi să răspundem mai multor întrebări venite din partea voastră. Întrebarea pe care am primit-o foarte des este aceea: avem nevoie de mașină sau ne descurcăm cu transportul în comun? Aici depinde de fiecare, de buget, de mobilitatea fiecăruia, de flexibilitate sau de libertatea pe care vă doriți sau de zona în care stați, pentru că poate vă alegeți un hotel departe, așa cum stăm noi acum, și atunci aveți nevoie de mașină, altfel taxiul va costa destul de mult. Am plătit pentru mașină între 100 și 130 de dirham, adică între 120 și 150 de lei pe zi, și asta pentru că am chiriat-o de la hotel, însă și metroul este o variantă viabilă, vă duce în cele mai importante obiective turistice, chiar și la Expo 2020. Așadar, da, și aceasta e o variantă de luat în calcul. Și în plus nu mai aveți grijă parcărilor. În marea majoritate a locurilor sunt gratuite parcările, în special la mall-uri. Primele 2, 3, 4 ore, depinde de mall, sunt gratuite, după care se plătesc. Nu știu dacă am plătit parcare până acum undeva. Nu, era ieri, pe aici. Mă simt aici precum în Piața de Aur, piața de condimente, de textile, doar că e la un alt nivel aici. E un pic mai comercială, mai turistică și mai costisitoare, dar e frumoasă. But are you ready for anything? Yes? You just have to say yes. Ok, yes. Ok, give me your hand. No, 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 no. Open it. Open your hand, ok? Up above your hand, ok? Ok. So, now you have to touch it. And say, genie. Wait. Just look to my eyes. You have to touch it and say, genie. Go ahead. Genie. N-ai zis om? Nu, că m-am trezit, gata. Da, amuzant, domnul. Mă așteptam să iasă ceva din lampa lui Aladdin, un șarpe, o șopârlă, ceva, să mă sperie. Chiar și turiștii pot fi aspru pedepsiți pentru încălcarea anumitor reguli. Unii dintre ei chiar au ajuns la închisoare. În primul rând, anumite gesturi, anumite cuvinte obscene pot fi pedepsite cu închisoarea. Să spunem că în țara noastră sau în Statele Unite acest gest înseamnă ok. Îi se pare că aici înseamnă cu totul și cu totul altceva și e bine să-l evitați. Cu siguranță pentru locuitorii Emiratelor Arabe Unite, pentru nativi în general, este ofensator. Și dacă vă amintiți, în unul dintre vlogurile filmate în Ras Al Khaimah, domnul de la muzeu ne-a servit cafeaua cu mâna dreaptă și ne-a învățat întotdeauna să salutăm sau să
servim orice din mâna dreaptă, pentru că mâna stângă este folosită pentru altceva. Așadar, mare grijă, puteți ofensa, să spunem așa, locuitorii Emiratelor Arabe Unite dacă îi salutați cu mâna stângă. Trebuie să recunosc că zona aceasta este una dintre preferatele mele, în special când vine vorba de promenadă, și îmi place faptul că nu sunt foarte mulți turiști la această oră. Mă așteptam să fie plin aici, având în vedere că Dubaiul în sine este plin de turiști în momentul acesta. Alcoolul este interzis în Emiratele Arabe Unite, sunt doar anumite locuri sau anumite baruri sau cluburi care au licență pentru a vinde alcool. În Dubai trebuie să ai minim 18 ani pentru a avea voie să consumi alcool, în Abu Dhabi 21 de ani, iar în Sharjah este interzis în totalitate. Așadar, grijă mare, când veniți aici, încercați să nu consumați alcool în aer liber, ci doar în locurile destinate. Mai ții minte când am venit aici și am băut o bere fără alcool cu 35 de dirham sau de lei, nu mai știu, mult, oricum. Vedeți turnurile acestea de vânt specifice Emiratelor Arabe Unite, specifice lumei arabe, care încă se mai păstrează în construcțiile tradiționale și e excelentă zona asta, foarte, foarte frumoasă. Hai să dăm o tură! Hai! Mie mi-a plăcut foarte mult în Dubai, mai ales cum vorbeam și cu Andreea cu câteva zile, legile lor sunt stricte, dar au sens aici pentru că toată lumea le respectă. Și da, se vede asta în trafic, pe stradă, ori și unde mergi. În PIB-ul, în economia țării, se văd. Fără reguli stricte, până la urmă nu funcționează o societate normală. Așa este, da. Inclusiv aici, în Medina Jumeirah, vedeți că sunt aceste bărci Abra. Dacă vă amintiți în primul nostru vlog, atunci când am vizitat orașul vechi, piața de aur, de condimente, ne-am plimbat cu această barcă pentru un dirham one way biletul, adică vreo un leu și jumătate. Sunt multe de văzut în Dubai, multe de făcut. Cred că minim o săptămână trebuie să stai, poate chiar mai mult, încât să te bucuri cu adevărat de ceea ce îți oferă. Haideți că nu ne putem abține. Oh, nice. Yeah. How much is one bag? One bag, 450. 450. Yeah. And this is gold or no? No, no, this is handmade gold. Handmade. Okay. Deci aceste genți lucrate manual costă, mă rog, pleacă prețul de la 450 de dirham. From Dubai. From Dubai. 250. Mhm. Yeah, $60, about like $60. Okay. Da, mi-am propus să-mi cumpăr o rochie tradițională de-a lor, încă nu mi-a ieșit, dar cine știe, poate data viitoare când vin în Dubai. Da, foarte frumoase produsele, vedeți că sunt lucrate manual aici în Emiratele Arabe Unite și prețurile nu sunt exagerat de mari. This is ring and the stones, it's very nice for the silver 925 Italian silver, Arabian for the design. Uh-huh. 180 de dirham, costă, e foarte frumos. M-am oprit aici, crezând că este aur, dar de fapt este ciocolată. Să vedeți cum trag eu la aur. This is chocolate? Soap. Oh, ok, deci este săpun. Nu este ciocolată, dar este împachetat și arată precum un lingou de aur. Da, Dubaiul este despre strălucire, opulență, lux. Și apropo, dacă nu ați văzut vlogurile noastre anterioare din Dubai, vă încurajăm să intrați în... Cum ai numit playlistul? Emiratele Arabe Unite? Da. Să vedeți, acolo am împărtășit tot felul de curiozități despre aceste emirate, despre regulile lor și foarte interesante sunt aceste lucrări. Mi le amintesc de acum 2 ani. Hi! This is nice! Acestea sunt realizate din nisip. How much is one of this small one? 75 de dirham e acest suvenir micuț, nu e mult, dar sunt o regulă foarte importantă în Emiratele Arabe Unite este să ceri voie atunci când filmezi sau fotografiezi localnicii. Ok.
Haideți să vedem cum o face. Ok. Uneți, trineți, pole. For how many years do you do this? Yes, I went for 15 years. And how many hours do you need to do something like this, or how many minutes? Now I make maybe around five minutes. 5 minutes? Yes. Oh, a small one. Yes. But a bigger one? Because I have one name only. Like uh-huh. Same like the same time. Oh, okay. Nice. Now this came on. Really, really nice. Ah, you are from Pakistan? You're not from here? No. No. I originally from Pakistan. My family was Pakistan. Oh, okay. This is an art for Jordan. From Jordan, is yeah. This? My boss is also Jordan. Oh. Yeah. Also have Dubai Mall. I work here for 15 years because not here before, no. Only one shop here, Dubai Mall. Această lucrare în sticlă este realizată în 2 zile, dar este nemaipomenită. Trebuie să avem și noi un astfel de accesoriu în casa noastră. Revenim, ok. Thank you so much. You're welcome. See you next time. Bye. Good luck. Aceasta este și... Nu? Nu e șișa. Ba da, e șișa. E șișa, așa de mare? Așa de mare, oare? Nu cred. Narghilea? Bazan de țuică. Nu, e lampa lui Aladdin la un alt nivel. Bine, astea sunt decorative, vă dați seama. Ia uite, o cămilă de genul acesta costă 61.950 de dirham. Dar din ce material e? 50 de euro, cam. Mai bine. Oh, dar nu știu din ce material e, mare. Bronz? Habar n-am. Aceasta e un fel de abaya, adică îmbrăcăminte tradițională a femeilor, dar adusă la un alt nivel. Optez pentru genul acesta de accesorii, să le numim așa, de culori, mai degrabă decât cele negre. Sunt foarte, foarte frumoase, în special veșmintele noi, să spunem așa, și uite, covoare persane, oare? Covoare arabe. Am impresia că am intrat în sufrageria părinților mei, miroase a covoare. Simți și tu mirosul, Ion? Da, de lână. Da, da, da. Uite poza șeicului la loc de cinste. Apropo, este foarte iubit de oamenii lui și pe bună dreptate, da, corect. Sunt curioasă cât costă, ia să vedem. Sunt aduse din Iran și vândute aici, iar acesta costă 2500 de dirham. E destul de micuț și destul de costisitor. Vă dați seama cele mari cât costă? Dar sunt frumoase, într-adevăr, și sunt parte din cultura lor. Da, hai să ne continuăm călătoria. Thank you! Așadar, începusem să vă spun adineauri faptul că aici este interzis să fotografiezi localnici, în special femeile, fără permisiunea lor. Așadar, mare, mare grijă. Întotdeauna întrebați-i, avem voie să te fotografiem, da sau nu? Asta este o regulă importantă, interzis să fotografiezi localnicii fără permisiunea lor. Și uite-te încolo cât de frumos e, deci nu mă mai stator. Noi am zis că venim aici să stăm 10-15 minute. Și culmea e că abia dimineață ne-am dat seama de această piață, că nu am văzut-o, deși am zis că nu vom repeta vlogul pe care l-am filmat acum 2 ani, de aceea nici nu am mai mers în Abu Dhabi pentru că am filmat atunci, dar da, nemaipomenit. Și am găsit un alt artist aici care realizează aceste picturi personalizate pentru turiști și uite ce am găsit aici. Andreea. Foarte drăguț. Dar vezi că este folosită pânza Burj Al Arab peste tot, în fiecare tablou sau Burj Khalifa, simbolurile Dubai-ului, de altfel cămila, foarte frumos. 120 de euro costă fiecare tablou personalizat. Probabil că depinde foarte mult de complexitatea lui. Thank you very much. Great work. Am ajuns în locul meu preferat din această piață, din această zonă, Medina Jumeirah. Se vede Burj Al Arab în spatele meu. Bine, noi suntem pe terasa unui restaurant.
practic zona preferată a turiștilor, unde e plin de lume, e undeva aici în partea stângă. Tot se pozează, într-adevăr, imaginea este uimitoare. Dacă veniți în Dubai în vacanță și realizați cumpărături de minim 250 de dirham pe un bon, puteți să vă recuperați TVA-ul la plecare. Și veți întâlni în aeroport, uite că am întâlnit și aici în Medina Jumeirah acest aparat, nu vă puteți recupera TVA-ul dacă nu aveți un sticker de la magazin. Așadar, de fiecare dată când faceți cumpărături, întrebați la casa de marcat cum pot obține stickerul și atunci ei vă vor direcționa către un alt birou sau vi-l vor pune direct pe bon de acolo de la casă. În momentul în care ajungeți în aeroport, o să vedeți acest aparat, va trebui să scanați pașaportul, dar și acel sticker, acel cod de bare, pentru că stickerul de fapt e un cod de bare, și în momentul acela o să vă apară pe ecran ce ați cumpărat, o să urmați niște pași. S-ar putea ca atunci când vă prezentați în aeroport cu bonul pentru recuperarea TVA-ului să nu puteți să vă recuperați banii, să parcurgeți toți pașii și veți fi îndrumat de către un paznic la un ghișeu unde se află un angajat desemnat. Atenție, o să vă ceară produsul pe care l-ați cumpărat, să faceți dovada faptului că într-adevăr acea achiziție a fost făcută. Nouă ne-au cerut camera Sony atunci când am recuperat TVA-ul și cred că ne-au intrat banii în câteva zile lucrătoare, cred că vreo 5, dacă nu mă înșel. Și gata, mergem către următoarea destinație. Ne-a plăcut foarte, foarte mult aici. Cum a fost, Ion? Mi-a plăcut și mie, îți dai seama. Eu știam. Știai locul, nu erai de-al casei. Și sunt foarte multe restaurante aici, cu vedere către Burj Al Arab, romantice. Loc turistic 100%, dar în același timp frumos. Da, autentic, într-adevăr. Mergem acum la Dubai Mall și Burj Khalifa. Cum altfel? Eu nu vreau să împărtășească ceva, este Mystery Man. Da, eram la Expo 2020 și a venit un copil la mine și m-a întrebat: tu ești Mystery Man? Nu înțelegea nimic și acum aud la radio că există un Mystery Man. La Expo 2020, dacă îl găsești, primești un premiu în valoare de 20.000 de dirham, sau n-am reținut exact. Dar Ion, are you Mystery Man? Nu. No. A fost amuzant. Eu aș zice că ești așa un pic misterios, cel puțin în vlogul ăsta. Sunt și în viața reală. Da? Urmă de mister, da. Vezi, în fiecare zi aflăm lucruri noi despre exact, noi. Chiar dacă suntem 24 de ore din 24, 7 din 7, minut de minut împreună, iată că aflu un lucru interesant, și anume că Ion este plin de mistere. Cum arată o stație de autobuz în Dubai? Aceasta e micuță, cu câteva scaune și aer condiționat. Practic stai într-o bulă de sticlă, într-un iglu de sticlă? Da, încât să te ferești de căldură. Și uitați-vă cât de frumoase sunt casele acestea din dreapta lui Ion, din stânga lui Ion. Excelent cartierul acesta. Și din categoria lucrurilor interzise în Dubai, e important de știut: dacă vizitezi Emiratele Arabe Unite în luna Ramadanului, este interzis să mănânci în public, și asta până la apus, atunci când toți islamicii, toți musulmanii țin post. E foarte important atunci când vii în Dubai să ai o ținută decentă. În toate Emiratele Arabe Unite, de fapt, se aplică această regulă. Femeile, în general, trebuie să fie atente, să nu poarte haine transparente sau foarte multă piele la vedere. Deși Emiratele Arabe Unite sunt o destinație extrem de iubită de cupluri, atenție! Gesturi tandre, cum ar fi ținutul de mână al partenerului sau sărutul, sunt interzise în public. Da, poți fi arestat pentru asta. Sigur că există o anumită toleranță, să spunem așa, în privința cuplurilor căsătorite. Și dacă nu ai împlinit încă vârsta de 18 ani, dar cu toate astea vrei să vizitezi Emiratele Arabe Unite, să știi că nu poți închiria o cameră de hotel fără a fi acompaniat de un adult. Aceste mașini Lamborghini din spatele meu pot fi închiriate 1000 de dirham 30 de minute.
Nu știu, e mult sau puțin, păi, dar e o experiență interesantă. Să te plimbi prin Dubai cu asemenea mașină, next level, baby. Dintre cele două, cred că cea galbenă îmi place mai mult. Deși culoarea mea preferată e verde, dar parcă Lamborghini pe galben dă mai bine. Putem închiria de aici Rolls-Royce, Lamborghini, G-Class, toate mașinile posibile pentru toate buzunarele și toate gusturile, că poate îți plac mașinile sport sau cele mai luxury, să spunem așa. Bentley, wow! Încă un Lamborghini. Ce spectacol! Noi am ajuns acum la cel mai mare mall din lume, situat în incinta celei mai înalte clădiri din lume. Este spectaculoasă, n-o să urcăm un vârf, deși ne-am propus asta în momentul în care am venit în Dubai. Totuși răul de înălțime rămâne rău de înălțime și nu avem ce face, dar este uimitor și vă încurajăm pe voi să faceți asta dacă ajungeți în Dubai. Acum o să asistăm la spectacolul fântânilor, înțeleg că are loc din jumătate în jumătate de oră. Acum cu pandemia trebuie să ne așezăm în acest pătrățel încât să păstrăm distanța socială, pentru că înțeleg că este un show uimitor. Așteptăm să vedem cum ne surprinde, pentru că după spectacolul din Vegas, Bellagio, oare ne mai surprinde Dubaiul? Eu zic că da. Apropo, toate aceste informații legate de aspecte interzise în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, au fost preluate de pe site-ul BBC, Telegraph și Culture Trip, de unde ne luăm noi de obicei informații atunci când călătorim. Deci sunt surse sigure. Sigur. Consumul de substanțe interzise este aspru pedepsit aici. Nu ai voie să aduci anumite medicamente și, bineînțeles, trebuie să vă plătiți toate facturile atunci când vorbim de hotel sau restaurant, pentru că altfel puteți risca închisoarea. Încă nu am încheiat seria regulilor, dar vreau să vă întreb acum, cum vi se par? Credeți că sunt necesare într-o societate încât să funcționeze într-o direcție bună, să meargă lucrurile într-o direcție bună? Din punctul meu de vedere, da, e ok, adică până la urmă, fără reguli, e haos. Din păcate nu vom asista la spectacolul fântânilor, pentru că trebuie să prindem avionul către următoarea noastră destinație, dar mergem repede pe insula Palmier, la The View at the Palm, pentru a surprinde apusul ultimul din Dubai. Dacă ajungeți în Dubai, e important să știți faptul că este interzis aici să critici familia regală, să critici religia, să critici politicile Emiratelor Arabe Unite în mod public. Chiar astăzi mă gândeam, știți, noi am avut Revoluția din 89. Ce s-a întâmplat din 89 și până acum, că sunt peste 30 de ani, și ce s-a întâmplat în Dubai din 89 și până acum? Lăsați toate prejudecățile, toate convingerile la intrare și bucurați-vă, pentru că despre asta e vorba atunci când vii într-o vacanță, să te bucuri, să-l simți, să cunoști, să guști din cultura lui și atunci, da, cred că poate fi o experiență nemaipomenită. Și după multe, multe încercări am ajuns în sfârșit la destinație, se numește The View at the Palm. Ideea este că am intrat prin parcare, trebuia să plătim valet, toată lumea avea Lamborghini, Rolls-Royce, noi cu Toyota Yaris și am parcat-o, e foarte ok, dar zic așa, ca idee, că n-am parcat și noi unde am găsit, pentru că nu e cazul să plătim valet. Partea bună e că nu suntem singurii turiști rătăciți, mai sunt și alții care caută The View at the Palm. Probabil că e simplu de găsit atunci când ai internet, dar noi nu avem și nici nu ne-am conectat la rețeaua mall-ului, nu știu de ce nu ne-am gândit la asta. Dar da, de aici cred că să urcăm până la ultimul etaj. Și prindem noaptea, că s-a noptat între timp. Asta e. Ghinion suprem. Astăzi, View at the Palm este închis pentru că este un eveniment privat. La ora 3 s-a închis, nu avem voie să urcăm. Prin urmare, ne punem pofta. Da, nu prea ne-a ieșit. Ce să-i faci? Mai sunt și astfel de zile în călătoria asta. Nu este totul roz. Trebuie să vedeți și astfel de aspecte de care ne lovim noi, că sunt inevitabile până la urmă. Da, chiar îmi pare rău pentru că nu am văzut acum această insulă. Sunt vinovați și organizatorii, nu noi, că am lăsat pe ultima zi. Asta e, ok. Probabil că data viitoare, când o să venim în Dubai, o să ne bucurăm de această priveliște. Cam acesta a fost ultimul vlog din Dubai, din Emiratele Arabe Unite. Sperăm că v-a plăcut întreaga serie. Sigur că am omis multe destinații turistice. Dar o să mai venim, cu siguranță. Lăsăm loc întotdeauna. Noi acum mergem să predăm mașina, ne îndreptăm către aeroport și o să începem un nou vlog. Așadar, ne revedem dintr-o altă destinație unde vom poposi fix câteva zile. Surpriză! Pa, pa!